Nici nu l-am mai scos din baie, am adus toate astea aici să vă arăt și vouă ce am de făcut. Asta are în jur de... să-l și folosesc, să-l pun în funcțiune. După atâta timp trebuie să-l folosesc. Asta are 5 cm. Putem să le facem și mai lungi. 5 cm are, cum să vă arăt. 5 cm și puțin. Așa. Folosesc igliță asta. Puteți să folosiți și igliță normală dacă aveți. Dacă nu aveți așa ceva, asta e mai... Am găsit-o și eu din greșeală. Și astupăm găurile, pur și simplu. Vedeți? Se vede? Așa și mai două. Și l-am umplut. Și poate fi pus în uz. Îmi cer scuze că nu l-am postat de foarte mult timp. O să promit că o să încep să postez mai multe, dar următorul meu videoclip va fi vlog va fi despre o căsuță de lemn. Și dacă voi aveți mai multe informații sau știți mai multe, chiar au nevoie de ajutor, că nu mă pricep la construcții, și să văd ce firmă nimeresc. Sper să nimeresc niște oameni serioși care știu să-și facă treaba și să lucreze din lemn, cu lemnul. Și să trecem. Poate urmăriți și vlogul meu despre căsuța mea din lemn. De ani de zile, de 10 ani vreau să o fac, dar nu am reușit să strâng bănuți, să... Gata, să revenim la covorașul meu de baie. Așa. Și l-am terminat, vedeți? Nu se mai vede absolut nimic. Și e pufos. Pe cel mare l-am folosit deja și l-am spălat. Bun. Nu vreau să vă rețin prea mult. Sper să vă placă. Dacă vreți să aveți curajul să încercați și voi. E mult de lucru, dar cu răbdare. Și pe partea asta, să vedeți cum arată pe dos. Vedeți? Arată frumos. Este frumos. Și pe dos. Te poate spăla la mașină, la 400 de grade. L-am spălat pe cel vechi. Pe cel mare care l-am folosit. Am vrut să am un set, că nu am găsit. Haideți să vă arăt. Să vă arăt tot. Este partea cea mare. Dimensiunea... Nici nu știu ce dimensiune are. Imediat mă măsor. Deci are 1,30 m lungime și lățimea lui. Imediat. 83. 80. Deci 1,30 x 80. Sper să vă placă, sper să încercați și voi. Dacă v-a plăcut, puteți să-mi dați un like. Dacă aveți întrebări despre material, despre orice întrebare, aștept să mi le puneți în comentarii. Mai arăt odată. Acolo. Mi-am pus inițialele. Și celălalt. În altă parte. Zeoca. Eu zic că e și frumos. Amândouă. Sper să vă placă. Vă pup și vă aștept la următorul meu vlog. Pa!